să nu aruncăm materia primă la gunoi. Deșeul nu este gunoi. Este materie primă pentru producerea hârtiei, cartonului, sticlei pentru băuturi, materialelor de construcții, țiglă, plăci pentru trotuare, etc. Mai puține deșeuri este responsabilitatea noastră, a tuturor. Noi cu toții avem încrederea că resursele naturale nu sunt inepuizabile și trebuie deci să le păstrăm. Tradițiile colectării selective, a reciclării deșeurilor și a ambalării minimizate sunt exemple excelente de protejarea mediului, totodată având profit economic. Deșeul este o materie primă. Deja, deci este un produs care a fost utilizat și care poate fi reîntors în circuitul economic. 80% din deșeuri pot fi reciclate și reîntoarse în circuitul economic. Este de ajuns un gest simplu pentru a da o a doua viață deșeurilor, economisind astfel materia primă pe care o oferă deșeurile. Ce ține de capitolul de reciclare și reutilizare? Asta este un capitol foarte important. Deci n-am văzut în statele din Occident, practic, de la 50% până la 99% de deșeuri sunt reutilizate. Vorbesc de Germania, fiindcă acolo practic 20% se înhumează, dar restul rămân toate utilizabile. Deci toate materialele reutilizabile trebuie să fie întoarse în producere. Toți locuitorii trebuie să participe la colectarea separată a deșeurilor, deoarece acest gest simplu și cotidian va păstra mediul în care trăim curat și ecologic. Acum suntem în deplin proces de elaborare a strategiei naționale pentru gestiunea deșeurilor și cred că această strategie națională va fi aprobată către sfârșitul anului 2011, unde a fost lansată strategia de gestionare a deșeurilor pentru regiunea de dezvoltare Sud. Am avut un proiect sub genericul Guvernarea deșeurilor, un proiect pentru 9 țări, un proiect de circa 7,5 milioane euro, în care a intrat și Republica Moldova și astăzi putem să vorbim că în regiunea de dezvoltare Sud avem o strategie de gestionare a deșeurilor. Noi preconizăm că la nivel de zonă să fie o schemă logică foarte și foarte bine gândită. Adică, la nivel de localitate, să existe sistema de colectare reprezentată din mai multe tomberoane, unde locuitorii, unul sau doi vecini, vor colecta în tomberoane, apoi tomberoanele acestea vor fi încărcate în mașini și transportate într-o zonă mai mare, să zicem în centru raional, unde va avea loc selectarea deșeurilor și apoi ceea ce nu se mai supune procesului de selectare să se ducă la groapa de gunoi, care va fi una la nivel sau, cum am zis, două la nivel de zonă. În felul acesta noi vom putea să răsuflăm liber vis-a-vis de deșeurile enorme care sunt la ziua de astăzi răspândite stihinic pe teritoriul Republicii Moldova. Principala activitate în procesul de reciclare deșeurilor este selectarea primordială la început de depozitarea deșeurilor. Deșeurile care se acumulează, deci menajere solide, trebuie selectate chiar la generator. Deci acolo unde ieșim noi din curte, unde ieșim din locuință și depozităm gunoaile. Asta face posibil operarea cu deșeurile liberă și funcțională de mai departe. În alt caz, problema selectării va putea fi organizată la gropile, la depozitele așa numitele de deșeuri, dar ne va costa mult mai mult. Și echipamentele și efortul. Deci prima cale este formarea infrastructurii pentru ca populația să aibă posibilitatea la prima sursă depozita selectat deșeurile. Măcar pe patru tipuri. Ar fi hârtie, metale, deșeuri organice, polimeri. Pentru a însoți și a crește procesul selectiv al deșeurilor, au fost implementate mai multe proiecte. Acest
proiect a fost implementat din sursele fondului ecologic. În 500.000 au fost construite 32 de platforme pentru selectarea a sticlei plastic și a gunoiului menager. Platformele sunt făcute în felul acesta pentru ca să n-aibă acces nici câinii, nici mâițele, să n-aibă. Totul se deschide așa pentru prelucrarea ca să pui gunoiul în platformă. Dacă vedeți, ele sunt mai practice, după cum erau tumberoanele celelalte de plastic care erau puse pe șosele. Anul acesta am să implementăm un proiect de la Agenția de Dezvoltare Centru cu containere Euro și mașină de încărcare din spate. Platformele sunt încuiate ca să n-aibă acces copiii, să nu mai poată intra în trânsele copiii. Sticla, plasticul și gunoiul menager îl ducem la gunoiul ăștia autorizate care se află la 7 km de orășelul Telenești. Este o gunoiște specializată, acum formată de 2 ani de zile. Plasticul îl depozităm la noi pe teritoriul întreprinderii. Se face brichete și apoi se realizează sticla. Să facem contract cu uzina de sticlă Florești, ori cu uzina de sticlă Chișinău. Și am să ducem la utilizarea sticlei. Având susținerea Fondului Ecologic Național, prin proiectul pilot de salubrizare a comunelor Crihana Veche, Pașcani, Manta, se urmărește colectarea gunoiului menajer la gospodăriile individuale, agenții economici, instituții publice, depozitarea la platforma comunală, iar ulterior, având acordul cu primăria orașului Cahul, va fi depozitat la platforma raională, care urmează să fie și ea modernizată și dotată cu tehnic pentru separarea selectivă a gunoiului menajer. La moment, noi avem beneficiari peste 240 de gospodării și instituții de la care colectăm gunoiul în tomberoane și 20 de platforme de rampe de gunoi care vor fi dotate cu containere de 1100 litri pentru cetățenii care nu dispun de tomberoane. Colectarea selectivă a deșeurilor este prima etapă în procesul complex de reciclare a deșeurilor, care necesită a fi respectat pentru a putea fi reintroduse în circuitul economic, oferindu-le astfel o a doua viață. Unica ieșire din situație ca populația să nu încalce legea ar fi ca totuși de bună credință, de inițiativă proprie, să înceapă selectarea deșeurilor acasă. Plasticul la plastic, polietilen la polietilen, metalul la metal și se le predea acelor puncte de colectare, care ulterior le predau acestor economici care au autorizații în domeniu și se ocupă cu deșeurile acestea care sunt materie primă, secundară. La momentul de fapt sunt transportate toate la gunoiștea orașului. Roca, pe teritoriul orașului, pe teritoriul gunoiștilor, este o întreprindere individuală, unde la moment se ocupă cu selectarea, adică a țepurilor și a țepurilor. Am avut mare speranță cu colectarea selectivă a deșeurilor. Am organizat vreo 70 și mai mult de seminare practice cu elevii, cu agenții economici, cu cetățenii. Dar este o problemă complicată și cum s-a întâmplat de fapt și în alte orașe și mai mari ca orașul Fălești, nu că am suferit un eșec, fiindcă comportamentul s-a schimbat, nu mai vedem grămezi de gunoi la fiecare pas, dar mai avem de lucrat mult și privind sensibilizarea cetățenilor, privind colectarea separată, dar și privind crearea condiții. Înainte erau coșuri de mici, lumea, da, și nu încăpie, dar acum văd că încăpie, dar dacă mai aveți, mai faceți un rând. Și lumea ar trebui să aibă educație mai corectă față de gunoi, fiindcă lumea vine și pune alături sau pune chiar după stâlp încolo. Unde se duc cu locul acolo, dar mai ușor e de dat în muriere și în murdărie, dar trebuie și curățenie, și este unii de dus, sunt ea ca văd musul și mai mulți sfăcute. Eu, adică o femeie bătrână, pot să mă duc, dar ei trimit copiii,
nu le spune, nu le explică. Să duci la musul, să nu duci în sarunci prin buriene. Eu nu pot să lângă musul să-i păzească. Omul trebuie să aibă conștiință. Deci dacă omul nu are conștiință, măcar șadă 20 de prin prejur să-l păzească, el tot a să facă rău dacă ar să aibă de făcut. Sunt două căi de colectare, deci selectivă. Una care am încercat-o noi, așa că cetățenii aduc la containere, și a doua la depozitul centralizat, unde va fi construită o stație de sortare. Și iată, acolo până la 50% din deșeuri vor pleca înapoi la reciclare și vor fi utilizate pentru interesul cetățenilor. Canalul de colectare și reciclare a deșeurilor se începe de la platforma de colectare și se finalizează la întreprinderea de depozitare și reciclare a deșeurilor. Deșeurile din peturi sunt separate pe culori, deoarece ele reprezintă materia primă pentru diverse produse, după care urmează un proces mai complex de reciclare. În urma colectării separate a deșeurilor, diverse companii din Republica Moldova și de peste hotare procură materia primă pe care o oferă deșeurile. Avem mai multe localități din Republica Moldova unde facem salubrizare, dar sistemul de colectare selectivă la moment este implementat numai în orașul Ungheni și Durlești. De la punctele de colectare, o dată în săptămână se colectează deșeurile din mase plastice și totodată în săptămână se colectează deșeurile din carton. După cum vedeți, asta este secția de sortare. Toate produsele sau materialele care sunt reciclabile ajung aici, se sortează pe culori, pe categorii, după aceea la presele care sunt în dotare, se balotează și ulterior se expediază la reciclatorii mari, care reciclează deja produs din materia primă pe care le livrăm noi, produse, articole, produse de care au nevoie. Actualmente, în Republica Moldova își desfășoară activitatea de gestionare a deșeurilor 29 de agenții economici, care dețin autorizații de management al deșeurilor, care presupune colectarea, prelucrarea maselor plastice, maculatura, cauciucuri, decontaminarea deșeurilor de mercur, a uleiurilor industriale și altele. Dar, din lipsa practicilor de colectare selectivă în localități, foarte multe deșeuri sunt aruncate în natură și nu ajung să fie reintroduse în circuitul economic. Maculatura se colectează din toate ungherașele a țării noastre. Numai că nu doresc oamenii să o strângă, noi o colectăm, plătim și bani pe dință, cum avem informate și cum se vede, multe se arde, multe se îngroapă în pământ, dar noi din dință facem, din maculatură facem hârtie și iar o folosim, facem ambalaj, care ambalajul vindem și în Europa și la noi în țară îl folosim. Prin reciclarea unei tone de hârtie de birou se salvează 5 copaci, circa 25 de metri cub de apă, se reduce utilizarea de decoloranți cu 25%, se reduce poluarea aerului cu până la 95% și se economisesc 3 metri de spațiu de depozitare. Dintr-o tonă de maculatură se obține o tonă de celuloză, materie primă suficientă pentru a produce 2500 de caiete școlare sau 12300 de ziare. Maculatura o utilizăm prin utilaj special cu apă și cu amidon și prin rință să facem hârtie. Hârtie se formește ecologică, în timpul procesului lucru e temperatura mare de la 140 până la 203-205 grade și toate bacteriile pe dinsa ard. Maculatura, peliculă, tot asta ne conectăm și o sortăm. După asta, fiecare întreprindere care deam prelucrează deșeuri, ca atare noi avem în Bălzvo câteva întreprinderi care prelucrează, fac saci din peliculă, din masă plastică fac cerepițe pentru acoperiș. Reciclarea și prelucrarea deșeurilor nu numai că previne impactul negativ asupra mediului, dar are și o importanță majoră din punct de vedere economic. Polimerii sunt reciclabili. Majoritatea, cu foarte mici excepții, compuși foarte complicați,
care trebuie și utilajul foarte complicat, dar este în mare majoritate îi pot introduce în căștigurile. Ce se face? Masele plastice, în majoritate din PVC, se degradează în mai multe secole, între 100 și 1000 de ani. Deci poluarea pe care o produc ele este foarte mare, fiind persistente în timp. O soluție este recuperarea de către producătorii de băuturi a recipientelor din PET, deoarece reciclând aceste rășini, se economisește energie electrică, contribuind totodată la prevenirea poluării mediului. Din materia primă obținută la reciclarea PET-urilor, se pot produce fibre sintetice, containere, etc. Pelicula din polietilenă este materie primă pentru fabricarea țiglei polimerice. Populația trebuie să cunoască și să conștientizeze importanța sortării deșeurilor, valoarea materiei prime pe care acestea o oferă în vederea reintroducerii deșeurilor în circuitul economic. La ziua de astăzi, în Republica Moldova, cetățenii nu sunt într-atâta de conștienți de faptul că toate deșeurile care se produc în gospodăriile lor casnice să fie plasate pe categorii. Dar, după cum v-am spus, pas cu pas, zi de zi, facem diferite training-uri, facem informații prin care le aducem la cunoștință care sunt metodele de colectare, de ce anume să merge pe acest pas, pentru ca oamenii să înțeleagă și să participe activ la plasarea, zicem, la punctul de colectare a deșeurilor separat. Noi ar trebui să educăm copilașii din școală, atât educația de hârtie, să o strângă. Și în toate birourile trebuie să fie coșuri de maculatură și coșuri de alte diferite deșeuri. Populația să înțeleagă că deșeurile aia este tot aceiași bani, care noi le dăm foc și care ducem și le dăm la gunoiște. Dintr-o tonă de cioburi se pot fabrica 3500 de borcane sau 2000 de sticle diferite. Reciclarea sticlei reduce poluarea comparativ cu producerea nouă cu 75%, inclusiv poluarea aerului cu 14-20%. Cel mai important este că recipienții de sticlă pot fi folosiți în medie de 25-30 de ori înainte de a se sparge, fiind apoi reciclați în recipienți noi, aproape la infinit. Spărturile din sticlă se folosesc la fabricile de sticlă ca materie primă în procesul de fabricație. Depozitul nostru de colectare a deșeurilor din sticlă, care sunt utilizate în cadrul fabricii noastre în procesul de producere a sticlei, de aceea să participați activ la colectare, nu a le arunca pe sub garduri, prin gunoaiește, fiindcă totuși păstrăm puțin ecologia și atunci chiar și putem să le achiziționăm intrând în satele noastre cu agenții noștri, cu curățarea și salubrizarea terenurilor, câștigați și niște bani. Ca component a sticlei, deci 25% undeva merge din cioburi. Ceilalți 75% avem și materie primă care, cum ar fi năsâtul, soda calcinată. Deci sunt verificate de secția de control și calitate de laboratorul fabricii. Apoi urmează încărcarea în sobă a materialului dat, fierberea, care la un proces final de producere obținem sticla dată, adică produs finit. Ceea ce se utilizează în utilierea vinurilor, șampaniei, a băuturilor spirtoase. O problemă majoră este și gestionarea deșeurilor electrice. Materia primă a acestora, de fapt, reprezintă și o sursă financiară. Iată, ăsta este deșeu din aspirator. Eu țin aici pe masă acum, dacă am luat echivalent, câțiva cenți. Aici găsim deșeuri de scheme care conțin în sine materiale și deșeu de pietre scumpe. Uitați-vă, deșeuri de frigidere. Iată, de aici a fost extras freonul.
Deci, ce facem cu el? A fost extras la miligram. El se duce în construcții, ca material de construcție. Materie primă, așa? Aici avem tot frigider. Și avem plasticul de la frigider. Asta este deșeu care se duce... Uitați-vă, de aici a fost scos acest freon. Iată, uitați-vă, el este materie primă ca și toate celelalte. Uitați-vă, aluminiu. Tot de la frigider. Iată, aici este scris frigider. Iată. Ia uitați-vă. Aici avem deșeu de mașini de spălat. Avem și sticlă, avem și plastic. Iată. Uite, până la urmă, ce înseamnă deșeu reciclat. Pe urmă, el se selectează pe diferite componente, tipuri, și se duce acolo unde este solicitat, ca materie primă. Se ocupă cineva de asta, nu? Iată, uitați-vă, acesta este deșeu din peturi. Deci sticla, cum o numim noi, din care bem apă, el ajunge ca un fel de bumbac artificial sau, eu știu, tifon, fibre care până la urmă este foarte solicitat în industria din Moldova. Este foarte solicitat în căptușeală, este folosit ca parte componentă pentru haine de încălzit, plapume, diferite alte necesare pentru... Deci, astea sunt deșeuri, astea sunt banii care trebuie scoși. Și iată, 5.000 de tone de deșeuri de acestea stau aruncate, de la noi stau sute de mii de tone aruncate. Ce ar fi dacă cineva s-ar ocupa de reciclare? Nu vă aduc aici, nu le am deșeuri de anvelope, de filtre medicale și așa mai departe, că e imposibil. V-am arătat doar câteva modele. Toate aceste exemple eu le-am adus din Buzău, din România, unde deja această activitate aduce 10 de milioane. Soluția esențială în gestionarea deșeurilor este crearea de stații de sortare și reciclare a deșeurilor. Îi orientăm și pe beneficiari care au, deci, intenție de a se ocupa cu așa gen de activitate, de a colecta în ansamblu toate deșeurile, indiferent de starea morfelor, deci pentru a le selecta, deci cei ce se utilizează, se reutilizează, cei ce nu poate fi reutilizat, înhumat. La soluționarea cu succes a problemei gestionării deșeurilor, pe lângă susținerea finanțatorilor naționali și internaționali, este necesară și inevitabilă colaborarea între administrația publică locală, ONG-uri și populația locală. La nivel local se lansează mai multe inițiative de crearea parteneriatelor publice-private. Într-adevăr, avem și antreprenori în Republica Moldova care la moment promovează și vor să se implice în diferite metode de management adecvat al deșeurilor menajere solide. Și avem întreprinderi private, și nu una, dar mai multe, care vor să întreprindă activități în domeniul protecției mediului, să le finanțeze. Deci este timpul să creăm aceste parteneriate și să soluționăm problema. Pentru a schimba mentalitatea noastră, deci e nevoie de includerea ori de acțiuni hotărâte din partea societății civile și administrației publice locale. Acolo unde se generează deșeurile, acolo unde se depozitează. O soluție pentru diminuarea problemei gestionării deșeurilor este responsabilitatea socială a producătorilor și utilizatorilor care ar trebui să fie preocupați de deșeurile provenite în urma consumării produselor lor. Consider că autoritățile de stat care sunt responsabile de elaborarea și de promovarea politicilor de management adecvat al deșeurilor menajere solide în Republica Moldova, trebuie într-adevăr să pună un accent deosebit pe consolidarea cooperării cu organizațiile neguvernamentale, care să fie într-adevăr un instrument în creșterea conștientizării populației despre importanța colectării separate a deșeurilor menajere solide și promovarea practicilor bune de administrare a deșeurilor menajere solide și administrarea a
a deșeurilor organice. Pentru o conștientizare eficientă este necesară implicarea tuturor actorilor, atât la nivel central cât și local, dar și în ultimul rând a tuturor cetățenilor de rând, fiindcă anume de ei depinde succesul acestor activități. În ceea ce ține conștientizarea, cel mai efectiv probabil ar fi dacă s-ar promova de la nivel central și dacă ar exista o campanie de informare la nivel național. Ceea ce avem noi astăzi depinde numai de noi și doar împreună putem schimba situația. Deșeurile aruncate haotic reprezintă un pericol destul de mare. Și noi toți trebuie să conștientizăm lucrul acesta. Trebuie să scoatem din noțiunea fiecărui cetățean de la țară că gunoiul trebuie dedus la râp. Deci, orice deșeu trebuie decolectat și predat. Deci, decolectarea și prelucrarea deșeurilor trebuie să se ocupe nemijlocit instituțiile adecvate, dar să nu aruncăm deșeurile.